Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10-20-30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul. Jos, colacei! Hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiilacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribun. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribun. Ia atitudine! Bun găsit, dragi telespectatori de televiziune online, o zi plină de evenimente, de ședințe, de decizii. Așadar, iată, avem multe de discutat și astăzi la Breaking News, cum ar fi cine beneficiază de locuințele sociale din Giurgiu. A fost prins un șofer drogat în municipiu. Ce au votat astăzi consilierii județeni? Turismul este la pământ în Giurgiu. INSP spune că dacă un pacient cu cancer are COVID-19 și decedează din cauza, aceasta va fi COVID-19. Acela va fi verdictul într-un final.
Acestea, dar și multe alte amănunte, le discutăm acum la Breaking News cu Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol! Bun găsit! Așadar, spuneam astăzi că au fost foarte multe evenimente și decizii în primul și în primul rând. Iată, cei care doresc o locuință socială pot să verifice lista și la noi pe site, pentru că a fost aprobată lista celor care pot beneficia de locuințe sociale în Giurgiu și avem un întreg tabel nominal acolo, pentru că Primăria Giurgiu a analizat aceste zile dosarele giurgiuvenilor, celor care solicită locuințe sociale, s-a ținut cont de eligibilitate, ierarhizare pentru o repartizare corectă și s-au analizat documentele și cererile de înscriere, iar Comisia Socială constituită la nivelul Consiliului Local a analizat 207 dosare depuse și completate până pe 31 ianuarie 2021. Vedeți chiar acum această listă cu cele 142 de dosare care s-au dovedit a fi complete și care au întrunit toate criteriile pentru obținerea unei locuințe sociale. 65 de dosare însă au fost respinse, iar alte 12 nu au putut fi acceptate pentru că titularii sau membrii familiilor acestora dețin deja o proprietate. De asemenea, persoanele care au refuzat o repartiție pentru locuință socială nu vor putea beneficia de o alta în cursul anului. Așadar, consultați această listă dacă vă știți printre cei care ați depus dosare la primărie și aflați aici verdictul pe giurgiu-tribune.ro dacă sunteți printre cei acceptați sau faceți parte dintre dosarele respinse și atunci trebuie să le refaceți sau pur și simplu nu v-ați încadrat din motive prevăzute de lege. Da, și spuneam că a fost o zi plină de decizii. Consilierii județeni au fost în ședință astăzi și consilierii locali. Consilierii locali, spuneam noi ca un spirit de glumă că e la bătaie, la concurs Consiliul Județean cu cel local în e ședință. E joia de la sfârșit de lună, da, în care sigur, se țin de obicei și ședințele. Și primările din județ se țin de asemenea. Așa că, iată, și cei de la județ au întrunit în ședință ordinară pe ordinea de zi cu 35 de proiecte de hotărâre și alte 3 suplimentare. Se anunță o ședință maraton, însă proiectele au fost destul de rapid parcurse și, cu câteva excepții, au fost aprobate în unanimitate. Da, și iată, un proiect ce vizează reconstrucția ecologică a Bălții Comana, în sensul că se dorește amenajarea unui nou traseu pietonal, lucrări de curățare a Neajlovului între Călugăreni și Comana și amenajarea unui ponton pentru embarcațiuni de grup, toate pentru a crește potențialul turistic al zonei. Da, zona are mult potențial, da, este foarte accesată de bucureșteni. Ceva foarte frumos a povestit acolo președintele Consiliului Județean Dumitru Beanu despre această inițiativă, plimbări cu caiacul, chiar în zona Neajlovului este un teritoriu neexploatat, să spunem așa, și care poate fi deschis turiștilor și vizitatorilor, pentru că știți că la Comana vin foarte mulți bucureșteni și așa că această arie de exploatare poate fi prelungită, poate fi extinsă și vom avea și noi alte oportunități de a petrece timpul liber în județul Giurgiu. Da, este, chiar mă bucur că ai adus în discuție modalitatea în care ne petrecem timpul liber, pentru că mai trebuie să ne gândim și la aspectele astea. Sunt foarte importante și modalitățile prin care ne relaxăm. Am stat foarte mult în casă. Inexistente. Da, și trebuie să căutăm mai ales și copiii, la fel. Locurile de joacă sunt închise, vorbesc de cele din interior și acum este sunt iarnă. Deschise. Cele din interior? Da, da. Nu am avut cunoștință de acest aspect până acum. Ăsta e breaking news pentru mine. De localurile și astea, cred că s-au deschis și cele din interior, dar la o capacitate mai mică. Sau, nu știu, eu am văzut un loc de joacă unde făpăiau niște copii. Da. Uite, nu-i dau numele ca să nu-i facem publicitate, dar e aici, lângă alei. Da, cred că știu de care vorbești. Chiar merg să verific dacă zici tu. Am văzut fotografii pe Facebook și de asta. Spun că sunt deschise. Eu, din câte știu că sunt cele de joacă în spații libere și chiar eram așa un pic contrariată și cu voi cei care sunteți microbiști, care vă doriți mai ales acolo, că e spațiul liber destul și e în aer liber și se poate să meargă lumea să vadă meciul
în condiții în care sunt cât de cât aproape de normalitate, la fel era și la teatru, iată s-a dat voie, aseară am avut la Ateneu chiar un mic spectacol acolo, tot cu respectarea regulilor. Și tot despre acest aspect punctăm și în ceea ce au mai aprobat astăzi consilierii, și anume crearea unui centru de excelență pentru copii la Giurgiu, asocierea județului prin Consiliul Județean cu Schitul Strâmbu de la Găiseni, unde se dorește construirea unui cămin pentru persoane vârstnice și în proximitatea acestui schit, o zonă cu potențial turistic uriaș. Iată. Da, eu nu am fost niciodată acolo, ne invita domnul Beanu să mergem, să vedem. Este și o măicuță acolo, o măicuță Cecilia, care a zis că este chiar o vedetă la nivel național, este foarte cunoscută. Eu n-am știut despre... Băi, Nicol, nu mă surprize până la sfârșit. Dacă, n-am auzit nici de măicuța Cecilia. Eu, a fost recunosc. Prima ședință cu presa a noului Consiliu Județean. Ai auzit de măicuța Cecilia? Poate o fi ceva interesant. Nu știu, o fi, am spus și că o să... Și despre ce era vorba? O să caut. Era, nu știu, cu clar viziuni sau ceva de genul? Nu, a spus doar că este o celebritate, că este foarte cunoscută, dar o să caut... Uite, caut aici pe Facebook. Bine, hai da, că-mi spun eu. Poate găsești ceva și spun. De către Consiliul Local Călugăreni, de trecerea monumentului istoric Crucea lui Mihai Viteaz în domeniul Consiliului Județean pentru a putea fi modernizat și repus în valoare, sprijine financiare pentru giurgiuveni cu probleme grave de sănătate, regulamentul de organizare de asemenea, iată-l, și funcționarea Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu, documentația de atribuire, caiet de sarcini și contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zonele 1 și 3 din județul Giurgiu. Da, deci e altă hotărâre importantă aprobată. 13 proiecte care vizează regulamentul de organizare și funcționare a caselor de tip familial. Președintele Consiliului Județean Dumitru Beanu intenționează ca, în urma unui schimb de teren cu primăria Giurgiu, să construiască în zona de nord a municipiului două cartiere de case, unul de mini-orășele în care să locuiască toți copiii din casele de tip familial. Uite că am găsit. Interesant. Da, deci vorbim despre Schitul Strâmbu din Găiseni. Așa. Și despre măicuța Cecilia, da, când o cheamă Cecilia Moldoveanu. A primit misiunea de a scoate din paragină Schitul Strâmbu, un schit abandonat de pe vremea lui Cuza. A răsturnat munții tânăra stareță, munții de gunoaie care sufocau ruinele, munții de ignoranță ai autorităților, munții de dușmănie ai satului învrăjbit. Este aici o întreagă poveste, am găsit pe un site și de asta spun că este foarte cunoscută. Uite, pentru satul Găiseni, mănăstirea Strâmbu a devenit un centru în jurul căruia gravitează toate preocupările. Aici găsesc toate generațiile înțelegere, adăpost, îndrumare, sfat bun, prietenie. Așa că poate ne facem timp într-o zi. Sunt multe locuri în județul Giurgiu de care nu știm și pe care le putem vizita. Așa că dacă aveți drum prin comuna Găiseni, mergeți la Schitul Strâmbu. Am și văzut că Consiliul Județean în ultima perioadă tot postează așa ca un bonus informativ, imagini din județ, foarte frumos. De asemenea, tot pe ordinea de zi astăzi, consilierii au aprobat anularea unor posturi vacante și neocupate de foarte mult timp în cadrul Muzeului Județean și Bibliotecii Județene. Da, două posturi de șofer într-un caz la Direcția de Transport din cadrul Consiliului Județean și au mai fost cele de la Biblioteca Județeană și au fost relocate în Consiliul Județean pentru crearea unor posturi la cabinetele celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, care au dreptul la consilieri personali, și prin relocarea acestor posturi, adică anularea lor de dincolo și încadrarea lor aici, se vor crea aceste două posturi acolo la Consiliul Județean. Da, și fiindcă tot vorbeam noi de
modalități prin care se poate promova turismul. Iată, am vorbit de Comana, am vorbit de această măicuță Cecilia, care produce mișculație pe lângă dânsa. Știu, dar uite, prin sunt lucruri neștiute, nepromovate, da, în primul rând. Și am mai vorbit tot, apropo de ceea ce spuneai tu din ședința de astăzi, și tot în direcția asta mergem și pentru știrea următoare, pentru că turismul la pământ în Giurgiu, bine știm, am mai avut la Breaking News și sondaj. E o adevărată armată de comentarii acolo pe postarea aceasta a Alexandrei Buzică pe Facebook, și spunea cineva referitor la titlu că turismul la pământ, și zice a fost vreodată la cer. Da, bine, județul Giurgiu nici nu este foarte ofertat. Dar putem să ne ridicăm de la pământ. Județele care au stațiuni, să zicem, putem sau să care ne ridicăm, noi nu concurăm cu munții, cu marea. Da. Dar totuși avem Dunărea iară și mereu ne lovim de factorul ăsta care nu este exploatat. Avem Delta Comana, de asemenea, dar acolo este turism de weekend, este vorba de altfel de turism. Aici se vorbește în special de cei care au venit și s-au cazat, efectiv. Noi nu avem pensiuni turistice ca la Moeciu, da, sau ca la Fundata, să spunem. Suntem localitate din sudul țării, unde nu e nici zonă turistică. Nu e, să zici că la Fundata, acolo acum 20 de ani nu era nimic. Și a venit cineva cu foarte mulți bani și s-a apucat de treabă și a făcut acolo un trec sătuc. Ce este, sătuc? Da, este peisajul, iar care te lasă satul Fundățica atunci este foarte vechi și este satul aflat la cea mai înaltă altitudine din România. Iarăși nu ne comparăm. Are o istorie, am văzut acolo la Fundata istoria locului și sunt cataloage, sunt reviste în care poți citi ce vizitezi. La noi nu s-a promovat într-adevăr, dar uite, încet, încet, prin proiectele Consiliului Județean. Mă așteptam să dai tot la Breaking News, așa ca să mă surprinzi a treia oară, să fie măcar de trei ori. Nu, până la sfârșit nu se poate. Mai dai una. Să spui cum mi-ai spus atunci cu chioșcul de la Parcul Mihai Viteazu, care are o ofertă de turism în Râșnov. Este ciuperca aceea, că așa am numit-o noi atunci. Ciuperca turistică, de informare turistică. Ciuperca turistică din Parcul Mihai Viteazu are o pagină de Facebook, se numește Visit Giurgiu, unde îți recomandă ce să vizitezi prin Giurgiu, dar ne recomanda la un moment dat să mergem la Parcul Dinozaurilor de la Râșnu, la Dino Park. Da, care este celebru, dar numai că este celebru și nu este în Giurgiu. Sunt puține locuri de recomandat, este adevărat. În municipiul Giurgiu am avea și noi, uite, cetatea lui Mircea cel Bătrân, dar e între Buruieni deocamdată, când se va amenaja acea zonă acolo. Fostul primar Barbu aseară că există un proiect care are în vedere să înceapă și proiectul cu podul Bizet, modernă, da, de punere în valoare acestui monument. Dacă vreți despre această știre, amănunte, turismul la pământ în Giurgiu, găsiți amănunte, este plină de date statistice, de procente, de cifre, și dacă vă interesează, le puteți lua de acolo. În orice caz, toate cifrele sunt net semnificativ mai mici de față de 2019, pentru că acestea sunt datele pe 2020 pe care ni le-a oferit Institutul Județean de Statistică Giurgiu, și veți vedea că sunt foarte mici aceste cifre și procente. Drept, totul a fost închis în 2020. Unde să vină turiștii la Giurgiu și ce să facă cei care au venit și s-au cazat în unități de hoteliere? Au fost fie muncitori, dar ei au figurat ca și turiști. Și au fost cei care au fost carantinați, ăla numai turism n-a fost. Nu cred că sunt cuprinși și aceștia ar fi chiar culmea. Da. Nimeni. Da, iar dacă vorbim de cifre, în continuare, locuri de muncă la vacante la nivel național și în rețeaua EURES, potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile peste 12.000 de locuri de muncă vacante la nivel național. Cele mai multe locuri sunt pentru muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, montator sub ansamble, operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice, muncitor necalificat la fel de la demolarea clădirilor, se mai caută căptușeli, zidărie, plăci, mozaic, ce spuneam, meserii, faianță, gresie, montatori. Da, vreau să le spunem așa pe țări. Uite, dacă vreți să mergeți în Danemarca, sunt 310 locuri de muncă pentru lucrători în agricultură și specialist IT.
Norvegia, 60 de locuri de muncă, medic, dentist, măcelar, medici nu vă mai dăm, nici dentiști, nici lăsați-i la noi aici, că e nevoie de ei, dar măcelar, dezosator, ghid pentru caiac, ghid stagiar pentru caiac, mecanic semiremorcă, mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu, zidar, faianțar. În Malta e frumos și este vremea frumoasă acolo, dar 25 de locuri de muncă pentru tehnician de proces și mecanic naval. În Suedia, la cules de căpșune, iată că nu doar Spania în Suedia caută culegători de căpșune și Suedia mai nou, ei au puține luni de vară acolo. Au solarii probabil, da. Sere. În Germania, 5 locuri de muncă pentru operator mașină de îndoit, șofer camion. În Polonia, 5 locuri de muncă, dulgher, zidar, fierar, betonist. Spania, 2 locuri de muncă pentru dogar. În Finlanda, 2 locuri de muncă, operator procesare de miere și apicultor. Uite! Miere de stâncă, cred că e în Finlanda, nu știu ce. Cine știe? Or avea și stau ei acolo, da. Iar în Irlanda, un loc de muncă, coordonator clinică ce oferă servicii de asistență medicală veterinară. Eu vreau să merg în Irlanda odată ca turist. Ei, frumos. Serios, îmi place foarte mult. Am și citit câteva cărți care aveau și aveau povestea acolo în Irlanda și mi-a plăcut foarte mult. Foarte multe filme friguroasă acolo. Într-adevăr, da. Mulți spun că poți să devii deprimat, anxios, pentru că sunt comunității, cum să spun, foarte îndepărtate unele de altele, este foarte mult verde, foarte multe stânci, liniște și frig. Acolo trebuie să fii călit cât de cât, dar asta nu înseamnă că nu poate fi vizitat. Au și ei sezoanele lor frumoase. Da, dar e de vizitat. Sunt peisaje absolut superbe. Da, și iată, revenim cu picioarele pe pământ, că tot facem ce facem și visăm la turism, la vacanță. Până în alta trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Dragoș Chivu, managerul Spitalului Județean Giurgiu, pe primul loc pacientul, spune dânsul. În ultima perioadă, adresabilitatea către Spitalul Județean Giurgiu a început să crească. Dacă lunile trecute giurgiuvenii au stat mai departe de spital, foarte mulți chiar și-au neglijat multe afecțiuni și nu știu, le-au amânat, au amânat foarte multe controle de teamă ca nu cumva să, odată intrați într-o unitate spitalicească, să iasă și cu alte pe lângă. Faptul că la noi, știm, avem și problemele acelea cu nozocomialele, tot felul de alte minuni, acum și cu COVID-ul. Și mulți oameni și-au amânat, chiar și-au amânat vizitele la medic pe barba lor, ca să zic așa. Iată, spune domnul... Nici n-au mai avut voie în perioada asta situații de urgență și chiar după să se efectueze operații decât cele de urgență. La fel și medicii dentiști n-au... Mai ales la începutul pandemiei. Da. Da, iată, acum Spitalul Județean este ocupat în proporție destul de mare. Circuitele create în spital, măsurile de protecție instituite, dar și faptul că pavilionul dedicat COVID-19 este amplasat într-o clădire separată de cea a spitalului, au dus la creșterea încrederii giurgiuvenilor în serviciile medicale. Da, este o situație îmbucurătoare, îmi spunea managerul spitalului Dragoș Chivu. Lumea a început să vină iar la spital pentru că au nevoie de servicii medicale și se încearcă acum o îmbunătățire a tuturor acestor servicii. Vi le vom dezvălui pe parcurs proiecte ce urmează să se întâmple acolo la spital. Unul dintre acestea ar fi dotări la noi săli de operații, pentru că așa și-a propus noul manager, încă 2 săli de operații, la oftalmologie și ortopedie, pentru că în aceste cazuri giurgiuvenii mergeau să se opereze în alte unități spitalicești, fie de stat, fie private, și se dorește acest lucru să se realizeze aici la Giurgiu, dar și achiziționarea unui aparat pentru dializă în cazul bolnavilor acuți. Și în această situație pacienții mergeau cu transportul către centre mergeau să se adreseze unor centre medicale private, dar cheltuielile de transport erau suportate de Spitalul Județean, pentru că trebuie să transporte dializații. Nu putem să nu ne gândim și la o triere COVID, la o secție COVID, la o
orice care ține de această pandemie. Ne spune INSP, dacă un pacient cu cancer are COVID-19 și decedează, cauza decesului va fi COVID-19. De ce? Pentru că sunt comorbidități și pentru că dacă n-ar fi intervenit ceva care să grăbească boala, acesta ar fi murit de acel cancer și nu de stopul care de a produs de cancer sau ceva da, de genul. Și... și nu de acela produs de faptul că au contactat COVID. Dar au existat foarte multe întrebări legate de autopsii, în special, care nu se fac în cazul bolnavilor de coronavirus, pentru că este actul medical, să spunem așa, care lămurește cel mai bine. Lămurește exact cauza morții, că de-aia se și fac autopsii, dar acum, iată, văd că asta spune Institutul Național de Sănătate Publică, COVID-19 trebuie menționat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces. E, în cazul de autopsie, da, nu e vorba de presupunere. Acolo se vede exact dacă un virus gripal, cum este acesta, a cauzat decesul, dar... Și, într-adevăr, dacă asta este ca, dacă el a cauzat sau a grăbit moartea, mi se pare normal să fie așa. Bine, acum nu poți să spui că COVID-ul omoară tot și numai el și sunt foarte multe discuții și nu, multe se spune polemici. Doar despre cei care au murit, nu se spune și despre numărul foarte mare a celor care n-au avut nimic sau care s-au vindecat, pentru că e net exact. Mai, mult mai mare decât asimptomaticii. Bineînțeles, adică milioane, miliarde ori fi pe planetă, dar referitor să spune și despre contactul direct, pentru că în acele anchete epidemiologice, când este cineva infectat, știți că vă sună de la DSP să vă întreabă, să vă întrebe ce contacții direcții da. Ați avut. E vorba, ca să fii contact direct, trebuie să fii persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient care are COVID, care a intrat în contact fizic direct cu un caz, exemplu, se dă strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor. Deci dacă ți-ai strâns mâna și te-ai igienizat după, se consideră că nu ești. Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz, tuse, de exemplu, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă, persoană care a avut contact cu un bolnav la o distanță mai mică de 2 metri și cu o durată de minimum 15 minute. Deci asta înseamnă că puteți să stați lângă un bolnav, lângă o persoană, eu nu-l numesc bolnav de coronavirus, nu știu, sună urât, lângă o persoană care are coronavirus, puteți să stați infectat cu coronavirus. Nu, puteți să stați lângă persoana infectată mai puțin de 15 minute și la o distanță de mai mică de 2 metri, că se consideră că nu se transmite atât de repede. Da, nu cred că asta se referă la niște bareme stricte de etichetare a situații în cazul în care ești contact direct, că nu cred că zice nimeni că e ok să faci lucrurile la astea. La fel și asta, uite, persoană care s-a aflat în aceeași încăpere. Dar te poți duce cu gândul să speculezi. Sală de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital, cu un caz de COVID timp de 15 minute și la o distanță de 2 metri. Păi și masca? De ce o mai porți? Pentru că este obligatorie, prevăzută de lege, în situația în care... Păi nu zice nimic, de ce nu mă protejează masca? Dacă sunt în aceeași încăpere cu 30 de persoane care au și ele mască și stăm 2 ore la o ședință. Bine, uite cum am fost azi la Consiliul Județean. Deci dacă cineva, un consilier azi avea coronavirus, să spunem așa, sau oricine altcineva, deci să considere că eu sunt contact direct, pentru că am stat acolo 15 minute. Da. Mai mult de 15 minute da. Și la distanță mai mică de 2 metri, că era mai mică. Păi da, da. Și mi se pare normal ca întreaga, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, întreaga sală de ședință să fie anchetată și după care și să tu mă declar pe să mine... să stau acasă 14 zile da. Degeaba. Nu sunt nu de degeaba. Acord. Nu degeaba. În fine. Da. Astea sunt noile reglementări, noile definiții de caz pentru COVID-19. Am văzut că ele se adaptează periodic, așa, nu știu cum... Se tot schimbă, se tot dau noi definiții, dar ce să zicem?
Când e grav, e foarte grav și vine zmurdu. Că astea, până la urmă, le-am duce toate și le implementăm din timp. Ambulanță. Că ce se întâmplă, știi, o să descoperim că iar trebuia să mai reglementăm nu știu unde și nu știu ce, că nimeni n-a fost pregătit pentru pandemia asta 100% și indiferent cine ia măsurile astea, până ai văzut de câte ori au fost reformulate situațiile, codurile reinterpretate. Dar iată, a fost nevoie de intervenția smurdă în localitatea Neajlov, pentru că asta a fost un caz foarte greu, fără echivoc. Urgența a fost maximă, o femeie în vârstă de 39 de ani și un copil de 9 luni au fost loviți în această după-amiază de un autoturism. Accidentul rutier s-a petrecut în localitatea Neajlov, unde s-a deplasat un echipaj smurd din cadrul gărzii de intervenție rata de jos și o ambulanță SAJ plus un elicopter smurd. Copilul a fost preluat de medicul de pe elicopter. Era conștient în acel moment și a fost transportat la un spital din București. Mama copilului e conștientă și ea, dar cu leziuni la nivelul feței și membrului inferior drept, a fost preluată de paramedici și transportată și ea la spital. Cazul se află acum în atenția poliției, care efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs această nenorocire. Da, să sperăm că o să fie foarte bine amândoi, le ținem pumnii. Uite, atenție la mâna, atenție. Ce, păi ce uite, înseamnă? Din cauza... Au plecat de acasă zdrave, sănătoși. Și toate astea se pot întâmpla și din cauza unor șoferi inconștienți care mai nou nu se urcă la volan doar băuți sau fără permis, se mai urcă și drogați. Păi nu mai e la modă cu... Sub influența, da, alcoolul nu îi mai satisface și nici lipsa permisului, să spunem așa, trebuie să fie o senzație mai tare decât acestea două și au apărut acum substanțele acestea psihoactive interzise, consumate temir pe unde și nici ei nu știu ce consumă dacă intră. Ce ierburi, ce combinații sunt acolo, că am auzit și eu niște combinații de te doare mintea de aia și reacționează așa. Dar un astfel de specimen, i-am spus, a fost depistat în municipiul Giurgiu pe șoseaua Portului, iar bărbatul a atras atenția polițiștilor pentru că era foarte agitat în momentul în care a fost tras pe dreapta. A fost testat cu aparatul drug test, care a indicat un rezultat pozitiv. Pentru confirmarea rezultatului, bărbatul a fost dus la spital pentru probe biologice de sânge și urină, iar acum are dosar penal cercetat, bineînțeles, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau unor substanțe psihoactive interzise. Aici este marea nenorocire, tu îți vezi liniștit de drumul tău, da, și uite, vine un nei ca nimeni și dă peste tine. Distruge viața. Dar ei nu se mai gândesc decât la binele lor, la ceea ce le face lor bine în acel moment. Oameni bolnavi, aș putea spune, care au nevoie de ajutor, dar uite, au luat-o pe căi greșite. Știi, luna martie de obicei este luna în care se fac campanii naționale antidrog și mi-aduc aminte în 2019 se făceau. Și anul trecut s-a făcut, dar în online. Dar se făceau la nivel de inspectorate județene și mi-aduc aminte că la cea din 2019 am fost chiar la inspectorat, acolo unde au fost invitați copiii împreună cu membrii de la penitenciarul Giurgiu, mă rog, cadre de la penitenciarul Giurgiu, de la jandarmerie, de la poliție, și fiecare venea și vorbea și spunea motive pentru care sunt acolo și ce reprezintă importanța și implicarea fiecăruia, plus un caz, ca să spunem așa, o speță în parte, un tânăr care a consumat drogă și de la penitenciar au fost astfel și de campanii. Care era de familie bună, cu părinți de calitate. Da, și anturajul este cam principala cauză. Și a impresionat foarte tare. Deci impactul ăsta ne lipsește foarte tare, pentru că erau copiii, mă uitam la ei, numai ochi și urechi erau. Și după care le-au pus polițiștii niște ochelari speciali
de stadii de nivel de drogați. Da, știu. Și nu puteau să meargă efectiv, deci mă uitam sau de la ebrietate, de ebrietate, de drog și de drog, nu știu de da, care. Da, știu, parte, am văzut la televizor. Și, da, și erau au foarte... Au trăit o senzație foarte ciudată. Da, da, și au spus, oh, nu e bine așa ceva, nu vrem să facem așa ceva, plus exemplele alea, ei, uite, astea ne lipsesc, mi-aș dori să văd la inspectorat din nou asemenea lucruri, pentru că sunt importante să se mai facă chiar și cu păstrarea, nu știu. Dar când vezi impactul ăsta puternic, îți pune un semn de întrebare, măcar și pentru semnul ăla de întrebare, și tot se merită să ne gândim în ce modalitate putem să facem din nou. Am rămas până și eu impresionată de așa ceva, că doar eram și eu acolo. Dar iată, de la toate lucrurile acestea negative, haideți să încheiem într-o notă mai veselă. Urmează, mai avem mâine. Mâine e vineri. Vinerea deja suntem cu gândul la weekend, suntem cu capul deja plecați în weekend. Ne mai rămân picioarele pe sub birouri. Urmează sâmbăta și duminica și începe maratonul mărțișorului. Între 1 și 8 martie, toată lumea, iată, avem voie să dărnim mărțișoare cu respectarea măsurilor pe timp de pandemie. Iar noi avem pentru cititoarele noastre un dar cu totul și cu totul special, pentru că primăvara aceasta meriți o bijuterie nouă. Bijuteria Lelia ți se potrivește. Bijuteria Lelia este bijuteria cea de la vis-a-vis de Colegiul Național Ion Mărescu din șoseaua București. Acolo chiar sunt bijuterii foarte frumoase și 6 dintre acestea vor fi date ca premiu de luni până vineri în cadrul Breaking News, dar nu așa oricum, ci după ce respectăm un regulament de funcționare. Așteptăm să ne scrieți răspunsul aici la noi la Breaking News la ora 17. Da, pentru că tot ceea ce trebuie să facă cei care vor să acceseze acest concurs este să intre în zilele lucrătoare pe giurgiu-tribune.ro, să citească întrebarea din concursul zilei. Vom pune o întrebare din știrile noastre, întrebare ce va fi formulată dintr-una din știrile pe care le facem zilei noi. Respective, da. Pe pagina noastră și, bineînțeles, dacă ne și citiți, veți afla și răspunsul. Apoi ne scrieți răspunsul live aici la noi la Breaking News. Este în fiecare zi de luni până vineri la 17. Iar primul răspuns corect, pentru că ne uităm și la timp, primește un lănțișor din argint cu pandantiv, tot de argint, 925. Așadar, trebuie să citiți zilnic știrile noastre pentru a intra în posesia unei bijuterii oferite cu drag de bijuteria Lea. Da, și acum, dacă vă puteți, v-am oferit acolo câteva exemple, sunt 6 asemenea lănțișoare, puteți să vi le alegeți, și ne-au oferit reprezentanții bijuteriei amănuntul că argintul poartă marcajele respective pe care vi le-am pus și pe site, dar cele mai întâlnite sunt cele de 925 cu puritate care exemplifică că este autentic. Nu veți fi păcăliți, va fi argint autentic. Modalitatea în care veți intra în posesia premiului va fi aceea că vă vom contacta pe Messenger și vom stabili de comun acord cum intrați în posesia premiului, iar puteți să verificați că sunt chiar din argint. Iar pe lângă aceste premii, vedeți că mai găsiți pe acolo și cercei, brățări, inele de aur, de argint, puteți comanda chiar un șirac de perle de care vi se potrivesc conform vârstei sau culorii pielii, puteți comanda chiar și la, eu știu, în mod special ceva anume, vă puteți alege piatra prețioasă favorită și multe altele, dar oricum primăvara întotdeauna parcă e motivul de la mărțișor pornind așa să ne mai înnoim casetele cu bijuterii. Păi trebuie să punem și întrebare atunci. Păi să le punem după 1 martie până pe 8 martie. Între acele zile, bine, putem să le punem și atunci, dar până atunci trebuie să ne urmăriți și să urmăriți site-ul pentru a vedea exact regulamentul de concurs, da. Să spunem așa. Păi
Cam astea vă mai spunem și mâine, pentru că să se instaleze ideea de participant. După care puteți să accesați site-ul și după ce vă lămuriți cu știrile zilei, ne urmăriți în Breaking News și, răspunzând corect, vă accesăm noi după aceea pe Messenger și vă explicăm cu un simplu număr de la buletin, seria și numărul de la buletin cu numele, vă duceți la bijuterie, acolo sunteți, deja aveți numele transmis din partea noastră și vă luați bijuteria. Una pe zi, avem 6 asemenea luni, marți, miercuri, joi, vineri și lunea viitoare pe data de 8. Așadar, nu ratați. Și mai ales dacă sunteți bărbați, v-aș recomanda, pentru că e un cadou de excepție pentru doamna sau domnișoara, îl primiți cadou de la bijuterie și de la noi și îl dați mai departe cadou, o bijuterie din argint, așa că eu recomand mai mult bărbaților să se înscrie la acest concurs, pentru că așa ca și femeie, să-ți faci singură un cadou, e mai frumos să-l primești, totuși. Da, ar fi o idee. Uite, Nicoleta vă sugerează să acceseze bărbații mai mult la acest concurs. Noi oricum o să premiem pe primul, dar iată, am ajuns la final de Breaking News. Mai e mâine la mijloc și după care weekendul și intrăm în epopeea de roșu. Luna noastră intrăm, adică în luna martie, da, este luna cadourilor pentru femei. Dacă luna decembrie în general luna cadourilor, luna martie este luna noastră, cea mai urâtă lună de către și bărbați. Și să ne gândim, nu știu, și pentru 44 de pahare la un cadou frumos, la un concurs. Hai că nu ne se gândim. Pune, nu e zi internațională. Nu e, dar e de partea noastră. Un castron de mocinici. O sticlă de vin, avea. Ceva? Da. Hai că ne gândim și vă spun. Bărbații ei profită de orice ocazie ca să iasă la o bere. Nu cred că au nevoie de un alt motiv ca să sărbătorească. Plus că mi se pare cam mult. 44 de pahare sunt prea multe. Așadar, iată, la Breaking News se dă genericul final. Nicoleta Pană și Camelia Sacchetti. Vă urează în continuare o seară excelentă. Toate cele bune. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aeri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.